Biblia. Este una dintre cele mai influente cărți din istoria omenirii. Ea examinează marile întrebări ale vieții. I-a inspirat pe mulți oameni în a face lucruri extraordinare. Și i-a derutat pe mulți alții. Cel mai probabil și tu ai una care stă pe undeva. Ce este Biblia, de fapt? Biblia este o mică bibliotecă de cărți care a luat naștere din istoria vechiului popor Israel. Într-un anume sens, ei erau ca orice altă civilizație antică, dar între ei se găsea o lungă succesiune de oameni numiți profeți, care priveau istorisirea Israelului ca fiind cu totul și cu totul ieșită din comun. O vedeau ca o parte centrală a ceea ce făcea Dumnezeu pentru întreaga umanitate. Pe deasupra, acești profeți erau genii literari. Serios? Da! Ei s-au folosit cu măestrie de limba ebraică pentru a scrie istorisiri epice și poezii superbe. Erau maestri ai metaforei și ai istorisirii. Ei le-au valorificat pe toate acestea pentru a examina întrebările cele mai grele ale vieții despre viață și moarte și lupta umană. Deci, această carte a fost scrisă de mai mulți autori diferiți. Da, aceste texte au fost scrise pe o perioadă de 1000 de ani, de la începuturile Israelului în Egipt și până la formarea regatului lor și construirea primului templu. Dar, în cele din urmă, au fost cuceriți de către babilonieni și duși în exil. Apoi, într-un moment crucial din istoria lor, mulți israeliți s-au întors în țara lor. Au construit un al doilea templu și au reconstruit identitatea, moment în care scripturile ebraice încep să ia forma pe care o cunoaștem astăzi. Bun, Biblia ebraică. Ce se găsește în ea? În ebraică, ea este cunoscută după acronimul Tanakh. T vine de la Tora, numită uneori Legea. Aceasta este istorisirea de temelie a Israelului în 5 cărți. N vine de la Neviim, cuvântul ebraic pentru profeți. Secțiunea aceasta este alcătuită din cărțile istorice, care spun istorisirea lui Israel din perspectiva profeților. Urmează apoi cărțile poetice ale profeților înșiși. K vine de la Ketuvim, cuvântul ebraic pentru scrieri. Aceasta este o colecție variată de cărți poetice, cărți de înțelepciune și alte narațiuni. Evreii cred că, prin toate aceste opere literare, Dumnezeu îi vorbește poporului său. În această perioadă a celui de-al doilea templu au fost compuse și alte scrieri ebraice. O colecție foarte variată de texte și acestea erau foarte apreciate în comunitățile evreiești. Din cele mai vechi timpuri s-a pus întrebarea dacă unele dintre ele ar trebui sau nu să facă parte din scripturi. Vorbim așadar de o mulțime de scrieri diferite de-a lungul unei perioade lungi de timp. De ce au fost grupate împreună în felul acesta? Toate aceste texte, împreună, spun o istorisire memorabilă despre felul în care Dumnezeu lucrează prin acești oameni pentru a transforma haosul lumii noastre în ordine și frumusețe. Și totul converge în speranța unui nou lider care va veni și va reînnoi creația. Iar apoi, Tanakh se încheie, dar acest lider nu apare niciodată. Deci, este o operă genială, dar căreia îi lipsește un final? Exact. Câteva secole mai târziu, apare în scenă un profet evreu pe nume Iisus din Nazaret, care susține că duce mai departe istorisirea din Tanakh. Iisus face o mulțime de lucruri nemaipomenite. Este ucis, dar urmașii lui susțin că el a înviat din morți. Ei spun că Iisus este acel conducător mult așteptat care va restaura lumea. Primii lui urmași, numiți apostoli, au compus noi opere literare despre viața lui Iisus, pe care le-au numit Vestea Bună sau Evanghelia. Au alcătuit o relatare numită Faptele Apostolilor despre răspândirea mișcării lui Iisus în afara Israelului. Apoi, au trimis scrisori către diverse comunități ale lui Iisus din întreaga lume antică. Și aceste scrieri au fost considerate ca fiind parte din scriptură? Da, apostolii le-au scris pe toate pentru ca istorisirea memorabilă din Tanakh să își găsească împlinirea și au dus mai departe geniul literar al tradiției ebraice. De asemenea, ei credeau și că Dumnezeu îi vorbește poporului său prin aceste texte, așa cum o făcea prin scripturile lui Israel. Acestea sunt, așadar, Vechiul și Noul Testament. Dar, ce părere au avut primii creștini despre celelalte scrieri din perioada celui de-al doilea templu? Opiniile diferitelor grupuri cu privire la unele din aceste cărți au fost împărțite, dar știm cu siguranță că le-au citit și le-au apreciat, pentru că le-au transmis mai departe alături de scripturile ebraice.
Așa că avem Tanakh, scripturile ebraice, avem aceste alte scrieri din perioada celui de-al doilea templu, iar apoi avem scrierile apostolilor despre Isus. Vorbim de multă literatură. Deci, ce anume se găsește în Biblia mea? Mișcarea creștină a luat diferite forme de-a lungul a 2000 de ani, dar încă de la început, toți creștinii au recunoscut Tanakh și Noul Testament ca scriptură. Timp de secole, o mare parte din literatura celui de-al doilea templu a fost citită ca parte a tradiției biblice. La un moment dat, Biserica Catolică ia o decizie oficială și numește unele cărți din această colecție cărți deuterocanonice. Unele biserici ortodoxe au folosit chiar mai multe cărți din literatura celui de-al doilea templu. Apoi, în anii 1500, în timpul reformei, creștinii protestanți au dorit să se întoarcă la cele mai vechi scrieri ale profeților și apostolilor, recunoscând doar Vechiul și Noul Testament. În regulă. Cred că am înțeles, dar cum poate o colecție de cărți scrise într-o perioadă de peste 1000 de ani de atâția autori diferiți să spună o istorisire unitară? Exact, aceasta este întrebarea la care vom răspunde în următorul nostru videoclip.